Scenariul pe care orice timișorean îl visează, ACS Poli Timișoara promovată în Liga 1 și Ovidiu Herea cu Florin Costea în lotul bănățenilor, dacă rapidistul Herea așteaptă oferte din străinătate, Florin Costea ar fi deschis unei oferte din partea Timișoarei. Surse spun că CFR Cluj ar vrea să-l transfere din vară pe Costea. Între timp, Poli mai are de disputat 2 meciuri până să ajungă în prima ligă. Petre Mușat, directorul sportiv al clubului bănățean, este de părere că Herea și Costea ar fi 2 transferuri de senzație pentru Poli. Herea și Costea, cum ar fi pentru Poli la anul Liga 1, cei doi jucători? Un jucător foarte bun, deci care ne-ar ajuta enorm. Există pentru noi, jucători ăștia sunt enorm. Nică jucători buni de națională, amândoi, nu? Au jucat în națională, deci nu pot să fie un jucător de Liga 1 care a rezultat Timișoara. Faptul că Poli a stat 2 ani în B este un dezavantaj pentru jucătorii cu nume, gen Herea, gen Costea. Păi dă seama ce jucători veneau la divizia dacă era Poli și era Poli care avea, știi ce buget a avut, ce jucători a avut Poli, deci când ești în divizia, toți jucătorii din divizia cel mai sus și vin la tine cu brațele deschise, când ești în divizia B, sunt puțini care vin cu sufletul și cu să te ajute să repromovezi în Liga 1. Florin Costea joacă în prezent în Liga 1 la Severin, unde a avut evoluții foarte bune. Un transfer al ex-craioveanului la Poli ar întări lotul lui Velcea. Costea ar veni să joace la Timișoara. Da, dar ai luat în considerare o variantă de la Timișoara? Da, normal, te-am spus. Da, seama, dacă mă avantajea o ofertă, dacă mă avantajea o ofertă, m-ar interesa de oriunde.